O asociere formată din trei firme sucevene se va ocupa de tragerea curentului electric și realizarea stației de încărcare pentru autobuzele din divizia electrică a Societății Sucevene de Transport Public de Călători. TPL va beneficia de un parc auto nou format din 55 de autobuze electrice care vor înlocui actualele mijloace de transport. Sediul diviziei electrice va fi în Burdujen Sat, la capătul străzii Capitan Grigore Andrei, acolo fiind de altfel derulate în prezent lucrări pentru realizarea platformei betonate de gară a autobuzelor. Mă bucură faptul că s-a adjudicat licitația, a fost o licitație cu miză, au fost depuse 4 oferte. Ce este interesant, termenul de realizare acestei investiții este unul foarte scurt, 3 luni de zile, și eu sunt convins că au potență financiară aceste firme să facă lucrarea. La fel, un lucru la fel de bun este faptul că au asigurat finanțarea din credit și să știi că e o situație destul de dificil din punct de vedere financiar. Măsura în care fac lucrările, se decontează facturile și eu am, optimismul să cred că în 3 luni de zile acest proiect va fi realizat în așa fel încât să avem energie electrică la divizia de transport electric. Valoarea investiției se ridică la suma de 1,69 milioane lei. În altă ordine de idei, pentru 15 dintre autobuzele electrice a fost organizată licitația de achiziție pe data de 14 august, iar pentru restul dintre acestea se va organiza licitația necesară în prima decadă a lunii viitoare. Odată cu venirea noilor mijloace de transport, sucevenii se vor putea bucura de un transport public de călători modern de tip european, spune conducerea primăriei. Atunci voi avea curajul să vin în fața cetățenilor, să spun: oameni buni, avem autobuze suficiente, slavă Domnului, dar vin la timp, nu întârzie, au aer condiționat, sunt performante. Sperăm să ajungem acolo.